Bună dimineața și vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele de a participa la această conferință de presă la început de an 2019, la început de activitate parlamentară, noua sesiune din anul 2019 și sigur că aș dori să fac câteva precizări, să facem câteva punctări pe subiecte, în primul rând, de interes național, iar așa cum v-am obișnuit, în cursul lunii februarie vom face o conferință de presă în care vom prezenta și raportul de activitate din sesiunea precedentă, așa cum am făcut-o mereu, în calitate de primar, în calitate de parlamentar. Mi se pare un minim criteriu de transparență în a ne prezenta activitatea, ceea ce am făcut, ceea ce am reușit, ceea ce ne-am dorit și n-am reușit, pentru că nu întotdeauna lucrurile merg în direcția în care ne-am dorit. Și dacă vorbim că nu întotdeauna lucrurile merg în direcția în care ne-am dorit, aș începe să precizez că administrațiile locale și județene nu vor avea buget până cel mai devreme în luna martie acestui an. Cu toate că Partidul Național Liberal a solicitat conducerii Parlamentului de a convoca o sesiune extraordinară în care să fie dezbătute, modificate, abrogate, aprobate funcție de specific și de existența lor în momentul de față, unele proiecte legislative sau chiar produse finale legislative cu impact negativ asupra economiei, asupra societății românești. Conducerea Parlamentului nu a luat act și nu a dorit să facă acest lucru. Iată că așadar suntem într-un devans major față de ceea ce înseamnă lucru pe buget. În acest moment instituțiile publice lucrează pe buget de avare 1/12, neputând să consume deja sume pe investiții, neavând listă de investiții aprobate, mergând doar pe ceea ce înseamnă cheltuieli curente. Este un lucru grav, cu atât mai mult cu cât suntem într-un an în care România se află la președinția Consiliului Uniunii Europene și cred că exemplu de bună practică, de atitudine stabilă și predictibilă, seriozitate și pragmatism, punctualitate ar trebui să caracterizeze Guvernul României, lucru care nu se întâmplă. Noi am solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare atât pentru dezbaterea și aprobarea bugetului de stat, cât și pentru a discuta și a respinge ordonanța 114/2018, așa numită ordonanță a lăcomiei, precum și legea 169 a recursului compensatoriu. Își voi face referire la toate aceste lucruri. Ministerul de Finanțe ar fi trebuit să lanseze cu 30 de zile înainte proiectul de buget, acest document care ar trebui să beneficieze de o minimă transparență, acest criteriu de minimă transparență de a putea fi în dezbatere publică văzut, analizat, pentru că eu cred că cel mai devreme la începutul acestei sesiuni parlamentare, adică debutul lunii februarie, acest document va fi pe masa de lucru în comisiile din Parlament, urmând a suporta discuții, dezbatere, amendamente și, în final, aprobare. Dar, așa cum practica a demonstrat-o în ultima perioadă, sunt convins că va veni un document care va fi depus la comisii, care va fi dezbătut pe repede înainte, cu un timp alocat pentru amendamente depuse și aprobate probabil de 4 ore, încă un timp de 4 ore pentru amendamentele respinse, apoi votat pe repede înainte și să avem un buget încropit. Lucru care nu
aspiră niciun fel de atitudine profesionistă sau de seriozitate, ținând cont că în momentul de față, la bugetul de stat, din informațiile pe care le avem, sunt deja multe semne de întrebare, veniturile se pare că nu se pliază pe prognoze, ar fi un deficit de circa 5%, așteptăm de altfel și instituțiile statului și ale Uniunii Europene care urmăresc și care creează până la urmă analize pe ceea ce s-a întâmplat în anul precedent. Până în luna martie vom avea un rezultat cu privire la ceea ce înseamnă deficitul. Deja unii din specialiști spune că deficitul de 3% care a fost asumat ar fi depășit și s-ar apropia de 3,5%, ceea ce ar atrage automat sancțiuni și oprirea fondurilor nerambursabile către România, ceea ce ar fi un dezastru pentru această țară, mai ales că ne aflăm deja în debut de criză și voi veni cu date precise pe acest lucru. Așadar, dacă vom avea până la mijlocul lunii februarie bugetul de stat aprobat, după cum știți, ulterior consiliile județene vor aproba, va sta bugetul administrațiilor publice locale, primăriilor, 45 de zile, deci cred că spre sfârșitul lunii martie, începutul aprilie, vom avea buget la primării, ceea ce înseamnă și liste de investiții, ceea ce înseamnă și efectiv execuția bugetului anului în curs. De altfel, Partidul Național Liberal propune pentru bugetul anului 2019 mai multe principii și norme. În primul rând, noi ne dorim alocarea a 6,5% din PIB pentru dezvoltarea și modernizarea României prin construirea de autostrăzi, de spitale, modernizare de școli, universități, căi de comunicație. Ne aducem aminte că în campania electorală partidele aflate la guvernare vorbeau despre construirea de autostrăzi, de spitale regionale, 9 erau propuse la acel moment, 8 regionale și 1 național. Din păcate nu avem demararea nici măcar în documente a niciunui spital regional, iar de kilometri de autostradă, ce să mai vorbim, este guvernul cu cele mai puține realizări în acest plan, într-o țară care are nevoie de infrastructură pentru a-și putea asigura modernizarea și dezvoltarea. De asemenea, stabilitatea și predictibilitatea este un alt principiu care ne interesează și care în ultimul timp nu a fost respectat de actualul guvern, ceea ce a adus și critici ale instituțiilor europene, ale agențiilor economici, fie că sunt indigeni, fie că sunt externi, pentru că modificarea codului fiscal, modificarea legislației aduce o impredictibilitate, aduce o imposibilitate de a-ți asigura dezvoltarea pe termen mediu și lung. Sigur, de altfel, neavând stabilitate și predictibilitate financiară, nu putem să ne îndeplinim nici condițiile de aderare la moneda euro, un obiectiv pe care l-am propus și pe care trebuie să-l atingem și care ține strict de acest principiu. De asemenea, stoparea cât mai rapidă a creșterii prețurilor prin eliminarea supraaccizei la carburanți, eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time și eliminarea split TVA, stimularea și sprijinirea producției interne de bunuri și servicii. Sunt lucruri foarte importante care pot să aducă un plus pentru economie și care, din păcate, în ultimul an nu s-a întâmplat. Am avut și la sfârșitul anului trecut întâlniri cu reprezentanța mediului de afaceri care critică vehement ceea ce s-a întâmplat prin modificări legislative, prin modificarea codului fiscal, prin faptul că nu există o linie stabilă, dar în același timp care să și susțină dezvoltarea economică, dezvoltarea mediului de afaceri din România. De asemenea, asigurarea unei descentralizări financiare reale a administrației publice locale. Partidul Național Liberal a propus alocarea 100% din impostul pe venit către administrația publică locală. Noi am propus să fie 60% către primării, 30% către consiliile locale sau 20% către consiliile locale și 20% într-un cont la administrația financiară din care se echilibreze bugetele. Dorim să se întâmple acest lucru pentru ca primăriile să nu mai stea cu căciula în mână la guvern, să stea cu căciula în mână pentru a obține diferite proiecte prin PNDL,
care de altfel a alterat foarte mult și atragerea fondurilor europene. Pentru că eu vreau să vă spun că nu sunt foarte multe primării în România care sunt calate pe atragere de fonduri nerambursabile. Multe au obținut de la guvern proiecte pe PNDL, ba câțiva kilometri de drum, ba câțiva kilometri de canal, ba câțiva kilometri de, de rețea de apă, ba dat cu vară o școală, ceea ce i-a făcut să fie mult mai reținuți la a concepe proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii unității administrativ-teritoriale respective, pentru că, sigur, acești bani sunt cu mai puțină bătaie de cap și mai puțin controlați. Drept pentru care avem, după cum ați văzut, și o rată destul de scăzută a atragerii fondurilor nerambursabile. Noi credem că ar trebui stimulat acest lucru, pentru că dezvoltarea OAT-urilor poate să reprezinte dezvoltarea României în ansamblu, iar acești bani ar fi putut fi folosiți pentru dezvoltarea unor proiecte de interes național. Practic am avut un fluviu în buget pe care l-am rupt în zeci de torente, sute torente, mii de pârâiașe către bugete locale prin aceste proiecte PNDL, când bani pentru infrastructura școlară, de drum, de sănătate ar fi putut fi obținuți de la Uniunea Europeană, bani care ne revin nouă pe principiul coeziunii, dar și pe competitivitate, și sigur ar fi putut să aducă un plus, iar România ar fi putut să gândească în mod foarte pragmatic o dezvoltare sustenabilă, dar și durabilă, pe proiecte majore, autostrăzi, spitale regionale, modernizări de școli și așa mai departe. Deci descentralizarea cred că este foarte importantă, pentru că ar trebui ca unitățile administrativ teritoriale, administrația publică locală să scape de această lesă bătută cu mărgăritare. Această lesă prin care primarii sunt ținuți politic prin proiecte care se dau de la guvern și dacă înclin capul într-un fel sau în altul, poți să mai obțini un proiect pe PNDL sau nu. Sigur că pe PNDL se puteau aloca bani și proiecte care nu sunt finanțate din Uniunea Europeană. Adică trebuiau gândite de așa natură încât să nu ne călcăm pe picior, să atragem bani de la Uniunea Europeană pentru obiectivele pe care le dorim în România și sunt eligibile pe finanțare nerambursabilă și în același timp să creăm planuri de dezvoltare locală cu finanțări pentru proiecte care nu sunt finanțate de la Uniunea Europeană. Și atunci, sigur, reușeam într-un evantai, într-o multitudine de proiecte, să aducem într-adevăr o dezvoltare, o modernizare a acestei țări. De asemenea, creșterea graduală a transferului la pilonul 2 de pensii, ne dorim ca de la 3,5% în prezent, în 2019 să venim la 5%, iar în 2020 să ajungem la 6%. Știți că aici a fost o adevărată pândă către pilonul 2 pentru a fi desființat și banii duși, pentru că bugetul avea goluri precum Schweizerul, și atunci aceste sume de aici erau foarte tentante pentru guvern, dar ni se pare aici până la urmă, dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, un furt, pentru că acei bani sunt proprietate privată, sunt proprietate personală, nu-i ca la pilonul întâi de pensii, unde e pe principiul coeziunii sociale, coeziunea generațiilor, adică eu banii care contribuie acum la pensie, pentru pensia mea, practic ei nu sunt într-un cont duș și eu de acolo voi avea alimentată pensia, ci ei, banii care se opresc acum, merg către actualii pensionari. Și e firesc să fie așa, generație cu generație, trebuie să fim solidari și pe principiul coeziunii să sprijinim pe cei care au muncit și acum sunt pensionari. Ei, acești bani care se varsă, ei se depersonalizează în bugetul asigurărilor sociale și de acolo vin către pensionarii de astăzi. Pe când pilonul 2 este privat, banii pe care tu îi depui în pilonul 2 practic sunt pe numele tău, sunt proprietate privată și a umbla în acei bani însemna un furt. Bașca că se mai gândea guvernul și la un alt lucru, nu de a lua numai de la pensionari, ci a lua și de la copii. A crea acel cont de junior centenar în care părinții să fie obligați să depună anumite sume de bani, statul să vină cu o primă anuală, astfel încât să se creeze până la urmă o colectă
pe seama copiilor, pe seama unei bune intenții, tot pentru a scoate guvernul din găurile pe care le are, prin incapacitatea pe care a demonstrat-o și până în prezent. De asemenea, ne dorim asigurarea sumelor de cofinanțare și acordarea de stimulente bugetare pentru administrațiile publice locale care implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă. Cred că este foarte important să luăm acești bani. România nu cred că dă dovadă numai de neseriozitate, ci și de incompetență ne luând acești bani europeni. Suntem coada Europei, sunt bani care ni se cuvin. Noi pentru acești bani chiar avem o contribuție la bugetul Uniunii Europene. Sigur că sumele pe care le putem atrage sunt mult mai mari decât contribuția. Unii s-au iritat când vorbim de bani gratis. Păi explicația este într-o sintagmă mult mai largă, că spune da, dar noi nu contribuim. Bun, dar una e să contribui cu 17 miliarde și să iei 40 de miliarde. Adică să iei mai mult decât dublu. Deci, până la urmă, e un lucru foarte important de a lua acești bani. Iar dacă nu iei și mai și contribui, atunci devii unul din fraierii Europei. Eu cred că aici trebuie să dăm dovadă de pragmatism, aici trebuie să dăm dovadă de competitivitate, de capacitate administrativă, încât să luăm acești bani. Ce aș face eu dacă aș fi la guvernare? Dom'le, e un loc să dau atâția bani pe anumite proiecte, pe bucăți de drum care încep de nicăieri și duc niciunde. Mai degrabă aș crea un fond sau chiar împrumut cu garanție guvernamentală cu dobândă minimă pentru administrațiile publice locale care sunt competitive și atrag banii europeni și să le asigur cofinanțarea. Le asigur cofinanțarea stimulându-i astfel să atragă banii europeni. Și atunci efortul bugetar, efortul guvernamental, efortul din banii poporului, din bugetul nostru, ar fi mult mai mic. Iar din acei bani îmi rămâne o sursă prin care să-mi cofinanțez proiecte majore de interes național. Pentru că se pare că o parte din aceste proiecte de interes național, construire de autostrăzi, construire de spitale regionale, modernizare de școli nu s-au făcut pentru că guvernul nu are nici în buget sumele pentru a cofinanța. Iar Comisia Europeană nu-ți dă bani fără ca tu să ai partea ta de cofinanțare, tu stat român. Deci lucrurile trebuie gândite măcar serios și profesionist pentru a putea să ajungi la o rată de succes cât de cât. Dar eu cred că într-o situație de criză, într-o situație în care România în momentul de față nu se bucură de un buget generos, ar trebui să fim mult mai pragmatici și mult mai implicați prin atragerea acestor fonduri europene. De asemenea, ne propunem propunerea la legea bugetului, majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie, ia că a trecut 1 ianuarie, măcar de la 1 februarie 2019 cu 10%, în scopul creșterii puterii de cumpărare a persoanelor vârstnice, dar și pentru atenuarea creșterii prețurilor din ultimul an. Păi, o păcăleală s-a întâmplat și anul trecut, o păcăleală se întâmplă în acest an. Nici nu trebuie să știi foarte multă matematică. Trebuie să știi un pic de aritmetică și calcule foarte simple. Vorbim de anul trecut, pe legea în vigoare spune așa, că pensiile se indexează de la 1 ianuarie cu rata de inflație și cu creșterea venitului mediu la nivel național. Pe un calcul însemna că ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie 2018 pensia cu 8%. Guvernul a spus nu, o creștem noi mai mult cu 10% de la 1 iulie. Păi facem un calcul minimal, oare 8% pe 12 luni înseamnă mai puțin decât 10% pe 6 luni? Și calculul e foarte simplu, la o pensie de 1000 de lei, 10 milioane de lei vechi, da? Păi 10 milioane de lei vechi, dacă vorbim de deci o pensie de 1000 de lei, o creștere de 8% pe lună înseamnă 80 de lei. 80 de lei ori 12 înseamnă 960 de lei, care trebuia să fie creșterea pensiei pe anul 2018. Guvernul a zis, o creștem noi mai mult, dar de la 1 iulie, adică pe 6 luni cu 10%. 10% din 1000 înseamnă 100 de lei. 100 de lei ori 6 luni înseamnă 600 de lei. 600 din 960 înseamnă 360. Adică ce a făcut guvernul, practic? A tăiat pensiile românilor cu 360 de lei pe anul 2018. E foarte simplu. Nu trebuie să fii nici foarte deștept să pricep lucrurile astea. Trebuie să fii doar bine intenționat și să le vezi cum e adevărat. Acum ce spune? Că le vom crește noi, în loc să le crească pe legea actuală, măcar cu 8%, deși rata de inflație va fi mult mai mare și vedem și creșterea pe venitul mediu de la 1 ianuarie, spun că vom crește noi cu 10% punctul de pensie de unde? De la 1 septembrie. Adică practic doar pe 4 luni din anul
2019. Asta e un fel de păcăleală, așa, hai să spunem că facem. Păi, eu vreau să spun că atunci când această creștere la pensie va ajunge de la 1 septembrie, acea creștere deja e mâncată de inflația care s-a produs, sarabanda creșterii prețurilor din acest an, totul ce se întâmplă pe energie, pe consum, pe combustibil. Vedem și o să vă vin din nou cu niște informații ca să vedeți ce se întâmplă în piața economică, în piața socială. Sunt lucruri reale. Eu nu sunt omul care să vin și să urlu precum lupul în pustiu. Dom'le, dar sunt niște lucruri care de acum sunt duse la extrem. Și noi venim pe bună credință. Deci noi nu spunem numai așa nu e bine. Venim și cu propuneri. Și vedeți, venim cu un set de principii și norme. Vom veni și cu niște amendamente la actualul buget. Și anume, unul din amendamente mari. Eu am și propus colegilor la ședința de birou executiv național care a avut loc luni în această săptămână și în care am început să discutăm mai multe lucruri de abordare a sesiunii parlamentare. Frate, se venea de obicei. Nici acel lucru nu era bun. Nici acel lucru nu era bun. Se venea de obicei cu amendamente, fiecare parlamentar să dea 2 miliarde, 3 miliarde, 5 miliarde, să dea la o biserică, să dea la un podeț, să dea la o școală și așa mai departe. România trebuie să se oprească din această risipă și din a arunca mărunțiși în stânga și în dreapta. România trebuie să se caleze pe proiecte mari de investiție, de dezvoltare structurală care să atragă imediat modernizarea și dezvoltarea României. Unul din amendamente va fi finanțarea celor trei autostrăzi. Sigur, primul și care pe mine mă interesează și mă doare și care mă ocup în mod special, am fost și inițiatorul acestei legi, am fost și susținătorul și inițiatorul depunerii pe ordinea de zi la Comisia de Transporturi, apoi și în plen, a fost respins odată de pe ordinea de zi, a doua oară când domnul Dragnea era plecat am reușit să o introducem, apoi a fost dezbătut, am susținut și în plenul Parlamentului, am fost desemnat de Partidul Național Liberal să fiu cel care susțin acest proiect în plenul Camerei Deputaților și a fost votată. Sigur că noi mergem mai departe cu demersul, pentru că dincolo apoi a fost legea și a fost un eveniment la Cotroceni, la președinte unei de asemenea, am fost prezent la promulgarea acestei legi, deci am asigurat partea structural de lege, dar ne interesează acum și partea de execuție acestui lucru, pentru că una e să parcurgi de la Ungheni până la Târgu Mureș în 7 ore și alta e să ajungi în 3 ore. Discutam cu cineva și fac o scurtă paranteză aici, de ce prețurile la anumiți agenți economici salariile sunt mai mici în roman. N-am să dau nume că nu am voie agent, dar dumneavoastră intuiți, un agent care are fabrică și în Timișoara, are fabrică și la Baia Mare, are fabrică și la Sebeș, are fabrică și la Roman. Da? De ce salariile sunt mai mici la Roman decât la Timișoara, de exemplu? Răspunsul a venit logic și eu în fața matematicii întotdeauna m-am înclinat. Nu că matematica e regina disciplinelor, dar prin logică și elocvență lămurește imediat. Și a spus, bugetul pe unitatea de produs e X. Și același buget e și la Roman, și la Timișoara, și la Sebeș. Cheltuielile acum să vedem câte sunt. Cheltuielile cu logistica și cu transportul de la îs duble față de la Timișoara. Pentru că noi cu tirurile, ca să ieșim din Moldova, ne filetăm pe Munții Carpați, prin cheile Bicazului și avem costuri mai mari de transport, pentru că sunt cheltuieli mai mari cu combustibile, sunt cheltuieli mai mari cu resursa umană, șoferii conduc mai mult timp, trebuie să fie mai mult șoferi, că trebuie să se schimbe, deci resursă de muncă multiplă, riscuri mai mari, accidente, asigurări. Deci cheltuiala logistică și pe transport e mult mai mare. Fiind din același buget X, efectiv, când se împarte, că trebuie să rămână în X, că dacă nu rămâne în X și vine X plus 1, produsul nu mai este competitiv și nu se mai vinde pe piața europeană sau pe piața mondială. Și atunci eu trebuie să rămân în competitivitate. Ca să rămân în competitivitate, de unde iau? Din partea de salarizare, ca să pot echilibra. În momentul în care eu aș transfera produsul mult mai repede către Occident, pentru că este foarte important că producem aici, dar este foarte important să ducem afară. De ce? Mai este un alt lucru de a echilibra balanța import-export, care deja este dezechilibrată și la nivel de cuantum, nu numai la nivel cantitativ, de ceea ce înseamnă schimbul valutar. Și voi reveni pe acest subiect. Ei, tocmai pentru că costurile sunt foarte mari, salariile sunt mai mici. În momentul în care costul cu transportul, cu logistica s-ar micșora, poate să crească automat și salarizarea. Calculul este foarte simplu, nu este foarte complicat, dar pentru asta România, guvernul, trebuie să facă ceva. De asemenea, vorbim de autostrada Moldova. Ne interesează foarte mult să putem parcurge această distanță București-Suceava, care în momentul de față să parcurge cam în 9 ore, s-ar putea parcurge în 4 ore.
Vorbim de un parcurs la nivel mediu, nu respectând întru tot legea, dar nici încălcând întru tot legea. Că dacă respectăm peste tot 50, 90, că e plină salba de radare de la Suceava la București, s-ar putea să ajungem 12 ore. Ori trebuie să avem drumuri rapide de transfer, de persoane, de mărfuri, investițiile să fie prezente. Moldova a fost mereu izolată. Ei, noi acest lucru vedem să nu se mai întâmple. Și de asemenea vorbim de autostrada Sibiu-Pitești. Pe relația București-Nădlac, în momentul de față se fac 10 ore. Făcându-se acest segment de autostradă, ar putea să parcurgă în 5 ore. Gândiți-vă cât de repede s-ar începe să miște lucrurile în România. Deja România ar intra într-o altă perspectivă, ar schimba paradigma de lucru, de transfer. Deci aceste trei autostrăzi sunt necesare. Sigur că eu în interiorul Partidului Național Liberal am susținut cu predilecție primele două, Autostrada Unirii și Autostrada Moldova, de care este interesată, și explicația mea a fost foarte clară. Uitați-vă pe harta României, nu există nicio altă regiune din România care să fie albă din punct de vedere a existenței autostrăzilor. Peste tot, și în Dobrogea, și în Muntenia, și în Ardeal, există autostrăzi mai lungi, mai scurte, mai mult sau mai puțin, dar există făcute. În România, 0 km. Nu mai poate să continue această stare de lucruri. 2. Începerea lucrărilor la cele trei spitale regionale. Vorbim de Iași, Cluj și Craiova. Au fost promisiune de 9, 8 regionale și 1 național. Dom'le, hai să le facem măcar pe aceste trei. De altfel, comisarul european pe dezvoltare regională a spus foarte clar, domnule, există bani și pentru spitale regionale, există bani și pentru autostrăzi, de ce nu vreți să-i luați? Explicația nu poate fi decât bivalentă. 1. Ori bugetul nu are bani pentru cofinanțare și nu se pot băga la această cheltuială că nu pot asigura cofinanțarea, ori incompetență crasă. Eu cred că e vorba despre amândouă. De asemenea, vom propune prin amendament modernizarea a 4.000 de unități școlare din România, școli care au toalete insalubre, care au toalete în fundul curții, care nu au apă curentă, care nu au canalizare, care nu au săli de sport, care nu au laboratoare. Și pe acest subiect de învățământ voi reveni pe final. De asemenea, ne dorim alocarea a măcar 5% din PIB pentru educație, pentru a finanța structura școlară, pentru a generaliza programe care au început, dar au rămas sporadic. Vorbim de after school, masa la școală, transport gratuit pentru elevi și profesori. Sunt lucruri foarte importante care se întâmplă în țările Uniunii Europene. Trebuie să intrăm în Uniunea Europeană nu doar geografic, trebuie să intrăm și din punct de vedere economic și din punct de vedere al infrastructurii, și se pot întâmpla astfel de lucruri dacă nu mai aruncăm pomeni electorale în stânga și în dreapta. De asemenea, alocarea a 2% din PIB pentru armată. Ne interesează foarte mult să fim un partener strategic serios. Solicităm seriozitate, punctualitate, asistență militară. Dar în același timp trebuie să venim și noi cu partea noastră de contributivitate. Vorbim de înzestrarea armatei. Mă uitam zilele trecute, veneam din Ardeal și era un convoi militar. Și am văzut și mașini militare americane și românești. Dom'le, parcă mă strâns în spate când am văzut camioane de-a noastre care aveau 20 de metri lungime. 12 metri era camionul și 8 metri fumul. Adică trebuie să venim la niște lucruri corecte și pragmatice. Suntem în acest scandal al corvetelor. Dom'le, ce se întâmplă în momentul în care tu, guvern, inițiezi licitație, tu, ministru, vii și anulezi, pui un mare semn de întrebare asupra seriozității, asupra cinstei în care se desfășoară această achiziție publică. Deci lucrurile trebuie să aducă și un factor de credibilitate pentru partenerii noștri. De asemenea, indexarea finanțării de bază pe asistența socială. Noi am rămas la un minim standard pe beneficiar la nivelul anului 2015. Sunt persoane cu handicap, sunt copii care au nevoie de asistență, sunt lucruri care se întâmplă și care se târăsc efectiv în asistența socială.
Am propus un proiect de buget care a fost aprobat, după cum foarte bine știți, ca persoanele care beneficiază de ajutorul minim garantat și primesc o ofertă de loc de muncă și refuză să piardă acea indemnizație. Adică în România trebuie încurajată munca, nu lenea. Dar pentru cei care într-adevăr se află în suferință, pentru cei cu handicap, pentru cei cu boli incurabile, domnule, să existe într-adevăr o susținere decentă din partea statului. Lucru care nu se întâmplă în acest moment. Și sigur, ca să închei și tot pe partea asta socială, ceea ce spuneam, măcar de la 1 februarie a se indexa punctul de pensie cu 10% și nu de la 1 septembrie. Aceasta ar fi o discuție pe buget. Legat de ordonanța 114 sau așa numita ordonanța lăcomiei, ea a produs deja defecte dezastruoase în economie. Vedem depășirea maximului istoric la cursul euro. Am depășit 4,7%. Păi acest curs impactează toate domeniile de activitate. Inclusiv dezechilibrează dincolo de partea cantitativă și partea de quantum a balanței de import-export. Vreau să vă spun că sistemul energetic este în colaps. Termocentralele nu au cărbune. În același timp, achiziționăm, fiți atenți, România, care este mare producătoare de energie, care a tranzacționat energie electrică pe piața europeană, care a fost exportatoare, care a ajutat țări precum Republica Moldova cu energie electrică, în acest moment se află în situația de a cumpăra energie electrică rapid pentru a compensa sistemul energetic național și la prețuri mari de pe piața mondială. De asemenea, această creștere semnificativă a prețurilor la energie se va regăsi imediat în prețul pe factură și veți vedea creșterea prețului la energie electrică, veți vedea creșterea prețului la apă, pentru că există pompări, energie electrică acolo se consumă foarte mult, vom vedea creșterea prețului la gunoi. Și la sfârșitul anului trecut, prin aprobarea acelui proiect legislativ, guvernul PSD ALDE a venit deja cu introducerea acelei taxe de 80 de lei pe tonă și vom asista la creșterea prețului la gunoi major, încât eu estimez și vă rog să mă credeți că îmi doresc să nu am dreptate. Creșterea prețului la utilități va fi de cel puțin 50% până în partea a doua anului acestuia. Pentru că lucrurile nu sunt gândite și vorbim de creșteri de salarii, vorbim de creșteri de pensii. Păi aceste creșteri sunt deja mâncate înainte ca ele să se producă. De asemenea, vreau să vă spun că băncile străine își scot deja activele din țară datorită acestei ordonanțe pe lăcomie care a venit cu suprataxare pe active. Dar ce facem cu băncile indigene, cu băncile românești care nu au zonă de refugiu? Vor fi puse în genunchi. Ce va determina în activitatea lor? Cel puțin două lucruri. Restrângerea creditării și creșterea costului creditării. Adică lovitura unde va fi? Tot către români. Pentru că vor crește costurile creditării și în același timp condițiile de creditare vor fi mult mai aspre. Operatorii de comunicații vor abandona toate obiectivele propuse pentru acest an. Se vorbea în România de introducerea sistemului 5G. Este sub un mare semn de întrebare dacă acest lucru se va mai întâmpla. Cineva poate să spună, bun, dar asta poate fi un lux. Vorbim de transfer de date mobile, vorbim de fluxuri informaționale, vorbim de dezvoltarea, digitalizarea instituțiilor publice. Nu le poți face fără sisteme de comunicații moderne care să fie duse la nivelul Uniunii Europene. Bine. Și cred că în linii mari am lămurit și ceea ce a făcut ordonanța 114, care constituie o suprataxare pe activele bancare, pe tot ceea ce înseamnă producători, transportatori, distribuitori, furnizori de energie, pe companiile din domeniul comunicațiilor și așa mai departe. Ajungem la legea recursului compensatorului, legea 169, care ce a făcut? A adus în stradă tâlhari, violatori, criminali, odată, un flux masiv. Societatea românească s-a izbit ca de un perete și a căzut leșinată jos. Peste 11.000 de infractori s-au regăsit brusc în stradă.
Din aceștia, peste 700 au comis deja infracțiuni și s-au întors de unde au plecat. Da, cu ce costuri? 200 de români au fost victime. Avem vieți nevinovate pierdute. Avem femei abuzate. Avem copii loviți, maltratați, distrugeri materiale. Nu cred că România avea nevoie de un acest cataclism. Dincolo de ceea ce se întâmplă în economie, când întreaga lume se pregătește de o viitoare criză, în loc să ne luăm măsuri, să ne protejăm, să ne asigurăm o dezvoltare sustenabilă, durabilă, chiar dacă nu în pași foarte mari, dar măcar constanți, și să ne pregătim să rezistăm la o criză, venim și o dublăm cu o criză în domeniul social. Dumneavoastră, mass media, știți foarte bine că două sunt obiectivele, prioritățile românilor. Bunul trai, dezvoltarea nivelului de trai și siguranța cetățeanului. Păi românul a fost lovit exact în cele două priorități ale lui. În cele două majore obiective pe care le are. Să aibă o viață stabilă, predictibilă, să-și poată duce în tihnă un nivel de trai decent, mulțumitor și să fie sigur în casă și pe stradă. Am văzut că deja în întreaga țară, chiar și la noi în Roman, mulți vorbesc despre faptul că există furturi, despre faptul că există abuzări din partea persoanelor rău intenționate. Păi dacă noi deja am impactat negativ gradul de infracționalitate, știți că numai în Roman și în zonă 17 infractori au fost prinși, care au fost eliberați pe legea recursului compensatoriu și întorși deja în beciurile și în arestul penitenciarelor. Deci, iată lucrurile care s-au întâmplat. Sigur că a crescut gradul de infracționalitate. Spunem că ne simțim din ce în ce mai puțin siguri. Așa este. Păi dacă infractorii sunt la tot pasul, cineva ar fi putut să spună, domnule, dar la un moment dat nu tot ieșeau? Domnule, una e să iasă etapizat, una e să avem elemente de probațiune, de urmărire, de verificare. Aceste lucruri nu se întâmplă. Vă dați seama că și instituțiile statului sunt depășite în momentul când odată în stradă au ieșit peste 11.000 de infractori. Adică impactul a fost major. Te-a lovit ca un tsunami. Societatea efectiv a fost năucită. Instituțiile statului le vine foarte greu să reacționeze. Iată, reacționează că peste 700 de oameni de infractori s-au întors deja. Dar ce facem cu cele 200 de victime? Ce vină au ele? Ce vină au părinții să-și vadă copiii maltratați, bătuți, violați? Ce vină au părinții, frații să-și vadă copilul sau sora sau fratele ucis, cum s-a întâmplat crima de la Mediaș, nenorocirea de la Alba, acea oribilă infracțiune de la Oradea. Deci, domnule, lucruri care oribilează societatea. Noi, de asemenea, am propus această lege să intre în dezbatere, să fie modificată drastic în sensul în care liberarea anticipată să se facă mult mai greoi pe ceea ce înseamnă infracțiunile cu violență, cu cruzime. Pentru că nu e nimeni vinovat să suporte până la urmă aceste orori care se întâmplă în ziua de azi. Deci, privitor la modalitatea de eliberare înainte de termen, noi ne dorim să amendăm această lege 169, astfel încât durata detenției pentru infractorii infracțiunii comise cu violență și cu cruzime să se facă mult mai greu, mult mai atent, elementele de probațiune să fie mult mai puternice, astfel încât statul, prin instituțiile sale, să fie mult mai puternic și să poată asigura protecția cetățenilor săi. De asemenea, câteva lucruri pe care aș vrea să le precizez vis-a-vis de activitățile pe care Partidul Național Liberal și le propune să le facă, dincolo de activitățile din Parlament, despre care ați văzut că noi am prezentat foarte clar și am dorit foarte mult să schimbăm această paradigmă de obicei caracteristică opoziției prin care
un partid aflat în opoziție spune nu e bine ce face cel aflat la putere, dar să vină și cu soluții concrete. Ce se poate? Nu e bine așa? Noi credem că e bine așa și ar trebui făcut așa. Deci am venit cu date, am venit cu propuneri de abrogări, de modificări, de inițieri, de proiecte legislative, dar în același timp și cu propuneri constructive, astfel încât lucrurile să meargă pe un făgaș normal. Dorim foarte mult să-l chemăm la comisie pe ministrul Antor Anton pe energie. Avem o mare problemă. Domeniul energetic intră în colaps în România. Ce se întâmplă? Prețurile vor escalada. Românii nu vor putea suporta acest lucru. De asemenea, vom veni la Senat cu o moțiune simplă pe finanțe. Pentru că nu e posibil să nu avem buget la acest moment. Mai mult decât atât, se pare că nu au acoperire de 5% pe venituri. Mai mult decât atât, se pare că niște indicatori macroeconomici pe anul trecut au fost mutilați. Specialiștii noștri studiază și sunt foarte aproape de a finaliza un document. Un document probabil pe care îl veți avea și dumneavoastră mass media în luna februarie, și anume al doilea volum a Cărții Negre a Guvernării PSD-ALDE, în care lucrurile sunt analizate foarte pragmatic, ce și-a propus guvernarea, ce a reușit, dar mai ales ce nu a reușit, că mai mult nu a reușit decât a reușit. De asemenea, dorim să chemăm la Camera Deputaților de această dată pe o moțiune simplă pe ministrul Justiției. Toate aceste acțiuni la început de activitate parlamentară. Să explice ce cu recursul compensatoriu. De altfel, am văzut că și domnia sa umblă năuc ca la mișcarea browniană să caute o soluție, să vină cu o ordonanță de modificare a legii 169 pe recursul compensatoriu. Deci realizează și ce au produs în societate. De asemenea, am înțeles că pregătesc o altă ordonanță acum, care să anuleze toate deciziile completelor de 5. Deci sunt niște preocupări pentru orice altceva, mai puțin decât modernizarea și dezvoltarea României. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Vă spuneam că PNL va acționa prin 3 campanii publice în perioada imediat următoare, unele dintre ele au fost și începute. Campania privind construirea autostrăzii Unirii, care de altfel, al cărei coordonator național sunt, și am început pe zona de Moldova, dar și zona de Ardeal, Harghita, Mureș, să conștientizăm, pentru că dincolo de ceea ce am produs, că am putea să spunem, domnule, noi ca parlamentari ne-am făcut treaba, am făcut produsul legislativ care nu are decât guvernul să-l pună în aplicare. Nu, noi dorim să creăm o presiune pe guvern, noi dorim să conștientizăm oamenii că e nevoie de acest lucru, astfel încât, dincolo de afișajul outdoor, care se întâmplă peste tot în județele Moldovei și la noi în Roman, dacă ați văzut, a apărut, dincolo de spoturile audio-video care se dau în presă, dincolo de dezbaterile publice pe care le avem, vom avea și strângere de semnături, în măsura în care timpul va permite, vom ieși și cu cort branduit pentru a strânge semnături, pentru că este un obiectiv important. Nu cred că niciun moldovean sănătos la cap poate să fie împotriva acestui obiectiv. Cel care zice, domnule, eu nu sunt de acord, îl sfătuim să meargă la un control. Pentru că a fi împotriva acestui obiectiv înseamnă că ești împotriva Moldovei, ești împotriva regiunii din care faci parte. O autostradă care îți deschidă poarta către Ardeal și către Occident înseamnă o dezvoltare rapidă a Moldovei. A rămâne fără autostradă către vest înseamnă ca Moldova să rămână într-o zonă de promiscuitate, de sărăcie, de prostie a populației, iar tinerii și copiii noștri să-și ia câmpii, să plece așa cum tot o fac de ani de zile. O a doua campanie, PNL aduce gazul românesc în casele românilor, este o altă campanie pe care noi am demarat-o. De altfel, dacă vă aduceți aminte, la legea offshore, Partidul Național Liberal a condiționat votarea acelei legi de 4 amendamente pe care noi le-am propus și care mulțumită Partidului Național Liberal, dar și cu susținerea colegilor din Parlament, au făcut ca legea offshore să fie o lege puternică românească, în sensul în care noi am solicitat să avem predictibilitate și stabilitate, pentru că cei care vin să investească nu doresc azi să știe că e impozit, mâine altul, că e schimbat și așa mai departe. Dom'le, asigurăm un drum în cadrul acestei activități, astfel încât să omul să știe de unde pleacă și unde va ajunge. Doi, am solicitat ca 50% din gazul care va fi
recuperat, care va fi extras din zona Mării Negre, să fie tranzacționat pe piața din România. 3. Am solicitat ca din sumele care se fac venit la bugetul de stat, atât pe redevență, cât și pe impozitul suplimentar, să se ducă într-un buget din care să se structureze un PNDL. O să spuneți, dar nu vă contraziceți că spuneați, nu, că explic, un PNDL pentru dezvoltarea, extinderea și înființarea rețelelor de gaz în comunitățile noastre. Pentru că Uniunea Europeană nu finanțează așa ceva. Drumuri, modernizări de școli, de dispensare finanțează, dar nu finanțează extinderi de rețele de gaz. Și atunci aici, complementar, Uniunea Europeană nu finanțează, trebuie să avem grijă de românii noștri. Pentru că știți că prețul la lemn deja a crescut. A crescut o mașină de 10 metri cub de lemn, ajunge la 50, 60, 70 de milioane. Ceea ce înseamnă că lemnul nu mai este un combustibil la îndemnat cetățeanului cum a fost până acum. A devenit un lux. Adică e acolo bara-bara cu gazul metan. Ori dacă noi tot avem gaz România, fiind în urma acestor descoperiri din Marea Neagră cel mai mare producător de gaz din Uniunea Europeană, atunci nu e corect să beneficieze și românul, ca să nu spun săraca țară bogată, adică țară bogată cu oameni săraci. Păi dacă țara e bogată, să simtă și românul că țara e bogată. Și atunci parte din acest gaz, am și spus 50%, să fie tranzacționat pe piața internă. Iar din banii făcuți buget, la bugetul de stat, să se creeze un plan național de dezvoltare locală pentru înființare, unde nu există, dezvoltare și extinderea rețelelor de gaz, acolo unde există posibilitate, unde avem magistrale în zonă. Deja am discutat cu primarii, deja dezvoltăm această acțiune, deja mulți dintre ei au studii de fezabilitate făcute, deja suntem în discuții cu majoritatea și am solicitat ca în anul acesta care vine să fie introduse sume de bani și pentru dezvoltarea acestei rețele. Un proiect marca PNL. De asemenea, campania care va fi lansată din luna februarie privind construirea celor 3 spitale regionale, Iași, Cluj, Napoca și Craiova. Este foarte important. Știți că sănătatea este de asemenea, dincolo de nivelul de trai, de bunăstare și de siguranța cetățeanului, imediat ca un obiectiv prioritar, asigurarea unui climat sănătos, a unei asistențe medicale de calitate în România. Vedeți tot ceea ce se întâmplă în tot felul de saloane, în spitale mari cu nume, în care medici recunoscuți în Europa și în lume operează, își dau măsura valorilor, se îmbolnăvesc în spital de alte boli. Ba strepcococ cu auriu, ba tot felul de infecții care apar în spital. Păi este riscant ca într-un spital să te duci cu o boală și te întorci cu trei. Ori noi avem nevoie și aici de un sistem de sănătate foarte bine pus la punct, fiind o prioritate. La fel ca și educația. Sunt 4 lucruri importante. Nivel de trai, siguranța cetățeanului, educație și sănătate. Dacă aici clădim și structurăm un popor sănătos, responsabil, demn, atunci putem merge mai departe și dezvolta România într-un ritm armonios. Cele 3 campanii le vom desfășura și în Roman, și în Neamț, și în Moldova. Acțiunea pe construirea autostrăzii Unire a început și aici suntem în discuții și chiar partide din opoziție, n-am să dau nume că nu trebuie să le fac eu publicitate, au fost de acord cu noi și au condiționat partidul cel mare din la putere de alocarea de sume pentru construirea autostrăzii Unirii, altfel nu vor vota bugetul. Ceea ce înseamnă să aloce sume pentru reactualizarea SF-urilor, pentru realizarea PT-ului, proiectului tehnic, pentru realizarea exproprierilor și chiar o deschidere a unei file de buget pentru construire efectivă, pentru, nu pentru a începe, că n-ai timp pentru un an, dar pentru a putea scoate la licitație. Dacă măcar 80-75%, 80% din lucrurile pe care le-am spus acum se vor întâmpla în anul 2019, eu consider că este un succes deosebit a Partidului Național Liberal, care a inițiat această acțiune, dar și a meu personal, care am fost
unul din părinții acestui proiect, ca și inițierile legislative, ca și susținere și ca demers ulterior, ca atare Partidul Național Liberal, nominalizându-mă în calitate de coordonator național a acestui proiect. De asemenea, proiectul cu PNL aduce gazul românesc în casele românilor și campania pentru construirea celor 3 spitale regionale. Sunt 3 campanii mari pe care le vom desfășura tocmai pentru a aduce la cunoștința cetățenilor, pentru a ști despre ce este vorba, pentru că, așa cum se întâmplă de multe ori, mulți oameni sunt ocupați cu această vrie a activității zilnice și sunt prea puțin atenți la ce înseamnă activitatea parlamentară, activitatea guvernamentală, și nu văd debușeile care apar, nu văd derapajele care există, și să fie în cunoștință de cauză și atunci când merg să voteze, dar și atunci când susțin un anumit proiect. Eu cred că aceste 3 proiecte mari pe care Partidul Național Liberal le-a luat drept obiective principale, atât pentru legea bugetului, cât și pentru dezvoltarea României, și pe care le va susține în continuare prin atragerea de semnături și atrage atenția guvernului că au susținere populară, sunt foarte importantă. Și cu acest lucru aș atrage doar atenția asupra problemelor din învățământ. 2-3 minute aș vrea să insist și aici, pentru că știți cum marele poet Mihail Eminescu, poetul nostru național, a cărui sărbătoare am avut-o de curând pe 15 ianuarie, spunea: eu rămân ce-am fost romantic, eu parafrazez și spun: eu rămân ce-am fost profesor. Și atunci învățământul este un domeniu care nu poate să fie nici străin, nici indiferent. Vedem ceea ce se întâmplă în zilele acestea, când anumite măsuri se iau pe sub masă și anumite fosfăieli se întâmplă pe masă pentru a distrage atenția. O avem din nou la pupitru pe ministrul învățământului cu numele de scenă Abraham Burica. Vă aduceți aminte că în urmă cu mulți ani, când eu eram director de colegiu, într-un mod sistematic, dar a reușit. A distrus învățământul profesional și tehnic. Ne aducem aminte școlile profesionale, ne aducem aminte școlile de ucenici, ne aducem aminte că România scotea meseriași pentru agenții economici, pentru activitățile strategice pe care România le are. Au dispărut definitiv. Nu numai că a distrus învățământul profesional și tehnic, dar efervescența în a distruge acest domeniu a fost atât de puternică încât s-a mers la distrugerea bazei materiale. Școlile nu mai au ateliere, școlile nu mai au laboratoare, școlile nu mai au bază materială de instruire. După ani de zile care au produs mutații puternice chiar și în structura psihologică a românilor. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, eu fiind profesor de matematică, îmi place totdeauna să-mi argumentez afirmația. Dacă vă aduceți aminte, erau oamenii care veneau, își dădeau copiii la învățământul profesional pentru a scoate din ei un bun șofer, un bun lăcătuș, un bun sudor, un bun tâmplar, un bun pietrar tencuitor, un bun confecționer. Da? Nu era rușine de muncă. În ziua de astăzi, nu contează copilul ce capacitate are, ce competențe, ce deschidere spre ce abilități. Toată lumea vrea să facă liceu și, dacă se poate, să facă și facultate. Pentru că, până la urmă, să obțină o diplomă, nu contează dacă știi să facă, dar să aibă mamă o diplomă acolo. Păi decât să fii un prost profesor sau un prost economist de care să râdă lumea, nu mai bine să fii tu un bun instalator, de care lumea are nevoie și te caută și profesorul, și avocatul, și economistul, și ai cinstea pe măsura valorii tale? Iată că nu mai avem instalatori, iată că nu mai avem electricieni. Eram ieri la o ședință aici de birou, colegii mei, și discutăm tot felul de lucruri. Și îmi spuneau, dacă nu se cunosc între ei un electrician să se ajute dintr-o parte în alta, un instalator, efectiv nu se găsesc. Deci, după acest impact de ani de zile, vine actuala ministră, groparul învățământului profesional și tehnic, și ce zice? Trebuie să înființăm, a avut o revelație, trebuie să înființăm învățământul profesional și tehnic. Și ce vine să facă acum? Vine efectiv și destabilizează învățământul, pentru că reduce învățământul
liceal, profesional și tehnic, cu 50% ducându-l în învățământul profesional. Cineva ar putea spune, păi nu spuneți dumneavoastră că ar trebui asta? Da, dar lucrurile trebuie să se facă cu consecvență, urmând niște pași. Ai transformat 50% din învățământul liceal în învățământ profesional. Da? Cu ce-l faci? Unde ai maestri? Unde ai tehnologi? Unde ai laboranți? Unde ai ateliere? Unde ai bază de producție? Păi spune să meargă în producție la agenții economici. Eu am fost director de liceu, știi ce spunea? Eu vă primesc o zi, două, le arăt, dar eu nu pot să opresc producția pentru copiii dumneavoastră care vin de la școală. Eu pun maestru sau inginerul să le explice despre ce e vorba. Dar eu nu pot să pun maestru sau inginerul să păzească copiii, că eu trebuie să produc, că altfel mă duc în faliment. Ce crea baza de producție din licee? Și eu știu, pentru că am condus și am avut ateliere, am avut laboratoare. Veneau profesori de la Facultatea de Mecanică și colegii mei, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, îmi sunt martori, la inspecții de grad. Și când intrau în laboratoare și în ateliere, spuneau, noi nu avem la Facultatea de Mecanică un astfel de laborator, așa cum e dotat acesta de la Miron Costin. Nu mai există nimic. Pentru că s-au mărit clasele, o trebuie să se facă clase de curs în loc de laboratoare, în loc de ateliere. Iar acolo ce făceau copiii? Deprindeau ABC-ul meseriei. Eu sunt absolvent de Roman Vodă. Pe timpul acela, acum s-a scos, la clasele, eu am terminat matematică fizică, ca să nu fie vreun dubiu, și treapta întâi și treapta a doua. Dar exista și ore de instruire practică. Eu acolo am învățat să tai cu bonfire-ul. Eu acolo am învățat să pilesc. Eu acolo am învățat să dau gaură, să dau ferzing, să teșesc. Acolo am învățat să pun o piesă, să o strunjesc în păpușa fixă. Am învățat niște lucruri pe care să le fac, care mi-au ajutat în viață pentru mine. Că o să-ți da, și dacă ai ajuns profesor, la ce ți-o folosit? Dom'le, mi-au ajutat mie să-mi bat un cui în casă, să-mi pun pălăria, să nu dau peste deget, să mă duc la doctor. Măcar pentru atât. Și mi-a ajutat. Mi-a adus un plus. Acest lucru dezvoltă, nu numai din punct de vedere profesional, dar dezvoltă știința umană, a aduce un plus către ființa umană. E un lucru foarte important. Sigur că lucrurile trebuie reparate, dar lucrurile nu pot fi reparate de azi pe mâine, încât este un principiu în fizică, principiul acțiunii și reacțiunii. Forța cu care apeși asupra unui obiect reacționează cu o forță egală și de semn contrar asupra acelui obiect. Deci îți trebuie cam același timp deformarea, de la deformare să ajungi la reformare. Nu poți, pentru că tu acum modifici. Cu ce faci încadrările? De unde ai maestri? De unde ai laboranții? De unde ai tehnologii? De unde ai mașinile unelte? De unde ai materia primă? De unde ai tot felul de ustensile și consumabile pentru acestea în unitățile școlare? Adică noi ne-am învățat în această țară tot să testăm pe învățământ, să-l folosim ca pe un post de cobai, dar de fapt cobai au fost copiii noștri, și iată că rebuturile se văd. Și iată că rebuturile se văd a învățământului. Copii care nu știu nici carte, nici meserie. Copii care nu sunt structurați din punct de vedere al respectului, al atitudinii, al disciplinii. Și ai sigur că nu vorbesc la general, dar vorbesc de o societate care din ce în ce respectă mai puțin, este calată din ce în ce mai puțin pe muncă și pe cinste. Despre aceste lucruri vorbim. Depinde ce ne dorim. Acum venim și spunem, a găsit soluția doamna ministru, că și la clasa 1 se poate rămâne repetent. Dom'le, despre asta vorbim noi? Sau vorbim ce poate să facă profesorul pentru copil? Cum poate să-l aducă? Hai să creștem înapoi respectul profesorilor. Că profesorii sunt scuipați, profesorii sunt abuzați de către elevi. Profesorul, dacă ridică vocea în clasă, vine părintele și face reclamații la inspectorat și vine onor inspectoratul, care spune, dacă se mai întâmplă o dată, vă dăm afară. Am văzut la televizor cum au venit un elev, a luat poșeta și a răsturnat un cap profesoarei la catedră. Sigur că și profesorii trebuie să-și câștige respectul în fața elevilor. Sunt total de acord. Relația trebuie să fie biunivocă. Și profesorii. Dar nu putem să permitem aceste lucruri. Păi eu când intram în Roma în Vodă, îndrăzneam vreodată să intru pe ușa din față? Sau dacă trecea un profesor, mă lipeam de perete? Respectul este cel care poate aduce o societate sănătoasă și care să aducă bunăstare, dezvoltare. Dacă nu, n-avem ce să așteptăm.
Ca să nu mai vorbim de baza materială. Vorbim de tot felul de lucruri pentru învățământ, dar baza materială e la pământ. Se chinuie directorul în fiecare an să dea cu var, să mai repare, primăria îi sprijină, nu avem proiecte de asigurare a bazei materiale, de susținere. Lucrurile trebuie să se întâmple. Pentru asta trebuie alocat un buget măcar de 5%, așa cum PNL a solicitat. Dumnezeu, noi chiar vrem să dezvolte țara, pentru că dacă... Eu vă spun din capul locului, dacă actuala putere vine cu proiecte pe care le susține și în sensul pe care noi îl spunem pentru dezvoltarea României, nimeni nu e nebun să spună la alb că e negru și negru că e alb. Dar dacă nu e bun, nu putem spune nici că e bine. Pentru că eu cel puțin îmi doresc ca Neamțul, Moldova, România să meargă pe un drum bun. Iar sigur că orașul meu este sufletul meu. Și întotdeauna când vine vorba de roman, indiferent unde mă aflu, inima mi se pune umple de bucurie. Și tot ce voi putea să fac pentru roman, voi face în continuare acest lucru, să știți că nu-l voi omite niciodată. Cam acestea am vrut să vi le prezint într-o conferință de presă de astăzi. Nu știu dacă am reușit să fiu exhaustiv măcar pe punctele pe care le-am abordat. Am încercat să abordez puncte de maximă actualitate, puncte asupra cărora trebuie să punem accentul în perioada imediat următoare pentru a nu intra într-un derapaj major. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Eu vreau să vă întreb cum ați rezolvat problema pe care ați promis-o la Călurei, acolo unde ați văzut ce s-a întâmplat cu primarul amendat pentru discriminare. Un microbus de 12 ani care face 170 km pe zi începe să leagă copiii la 6:30, 10 copii din casă la 6:30 și să ajungă la ore la 8:30. Am discutat deja în birou permanent județean acest lucru, vom face o interpelare și către ministru că iată ceea ce înseamnă să iei decizii de la București din cabinete fără să știi situația reală din teritoriu, pentru că acel primar chiar se străduiește, dincolo de faptul că are o mașină care îi varză, dincolo de faptul că nu există forță de muncă și mașina când se strică șoferul o lasă acolo și pleacă, spune domnule, asta este. Exact, dincolo de faptul că se lovește de aceste lucruri, mai primește și o palmă. Tot pe incapacitatea guvernului de a gestiona aceste lucruri și prin inspectorate. Inspectoratele ar trebui să gestioneze foarte bine aceste lucruri. Dom'le, eu până la urmă vă spun, când vom ajunge la putere, una din propunerile mele va fi să desfințăm inspectoratele școlare. Nu știu dacă PNL va face acest lucru. Dar eu voi propune să desfințez inspectoratele școlare. Să existe o direcție județeană de învățământ care se ocupe efectiv de ceea ce se întâmplă la nivel macro în județ. Iar dincolo de acestea avem experți, avem metodiști, oricum inspecțiile în școli se fac cu metodiști, se fac cu experți. Directorii, ca să fii director, trebuie să fii expert în educație. Ministerul are acest lucru de a și monitoriza, a controla, a verifica, de a aduce pe birou rapoarte, de a-l analiza, de a lua măsuri. Avem o armată de oameni care, iată, ar trebui, domnule, dacă tot există acolo, să rezolve aceste probleme care țin de latura învățământului. Și sigur, noi am discutat și cu cei de la Făurei să se adreseze și în instanță pe acest subiect. Spuneți-mi, cum apreciați pasarea asta a paternității recursului compensatoriu între Grindeanu, Dăncilă, Cioloș, fiecare spune celălalt este... Da, vă explic imediat, că e foarte simplu. Inițiativa a existat din partea fostului ministru din guvernul Cioloș, Prună parcă se numea, da? Datorită faptului că erau niște presiuni cu a amenda România cu sume de bani datorită condițiilor improprii din penitenciare. Atunci a existat o propunere de a se face într-adevăr la anumite condiții și anume la spațiu, 2 zile la o lună. De la acele 2 zile la o lună, primul guvern, guvernul Grindeanu, a ajuns la 4 zile, iar guvernul Dăncilă a ajuns la 6 zile. Și nu numai pentru condițiile de perimetru, ci și alte condiții improprii.
Unde acolo poate fi trecut și toaletă comună și ieșire afară improprie sau imposibilitatea de a se ieși afară. Deci au trecut mult mai multe. Pe primul proiect de lege, impactul ar fi fost de 1200. Acum vorbim de aproape 12.000, de 10 ori mai mult. Avem așadar o salbă de lucruri care s-au întâmplat. Dar această salbă a fost mereu de la etapă la etapă exacerbată. Și iată unde am ajuns. Până la urmă, știți ce s-ar putea face? Uite, când mi-a spus întrebarea asta, mi-a venit o idee și chiar am să o discut la Parlament. Dom'le, eu în calitate de primar, când eram primar, aveam de-a face cu persoane care își spășeau pedeapsa, infractori, și veneau din pușcărie. Oamenii ăia erau oamenii nimănui. Oamenii ăia nu aveau unde să se ducă, oamenii ăia nu aveau unde să muncească, oamenii ăia nu aveau ce să mănânce. Pe cale de consecință, veneau în stânga, veneau în dreapta, ce puteai tu să faci ca primar? Le dădeai până își găsesc 15 zile la adăpostul social, le dădeai un ajutor material ca să-și poată lua ceva de mâncare, dar care le asigura pe un termen scurt. Ce se întâmpla pe urmă? Automat, alunecau din nou într-o altă infracțiune. Dădeau un cap, buzunăreau și se întorceau din nou plecat. În loc să dea drumul pe aceste zile, cred că ar costa mult mai puțin ca anumite sume de bani să fie calculate pentru această perioadă, care să se atribuie celor care ies, care să nu depășească ajutorul minim garantat, pentru o perioadă astfel încât să poată să scoată din discuție sancțiunile Comisiei Europene de Justiție, și atunci omul să poată în acel timp să-și plătească un minim de chirie, să aibă un minim venit, să poată să pornească în viață. Dacă tu l-ai scos din penitenciar și l-ai aruncat pe stradă, fără să-i asiguri nimic, îi clar că în mod subliminal ne dăm seama că el se va întoarce imediat înapoi? Deci, în momentul acesta nu există nicio colaborare între guvern, sistemul penitenciarilor și, să spun, anumiți operatori privați care să asigure un minim de 60 de zile? Nu. Nu există așa ceva. Ori eu zic că în loc să dai compensarea în acele zile, să lași să își pășească pedeapsa, iar compensarea să se poată să se facă bănește, suma care ar reveni, pentru că calculul sumelor ar fi mult mai mic decât suma sancțiunilor date la nivelul Uniunii Europene. Iar banii aia nu să-i dai lui toți, că el dacă a ieșit cu ei, ori se duce în primul bar, ori la primele păcănele, ci să-i dai în rate lunare, astfel încât să-și poată duce un minim de viață până când el se poate reintegra în societate. E o idee. Nu spun că ideea mea e foarte bună. Trebuie filtrată, trebuie analizată. Dar iată o gândire, pentru că de unde mi-a venit această idee acum și din experiența de fost primar. Când oamenii veneau la mine și spuneau, dom'le, ce să fac? Eu mâine trebuie să bag mâna în buzunar la altul. Că trebuie să trăiesc. Nimeni nu mă angajează că sunt fost pușcăriaș. N-am unde să-mi plătesc o chirie, că nu am bani. N-am ce să mănânc, că n-am niciun leu în buzunar. Și atunci cred că ar trebui gândit acest lucru, dacă ne dorim. Știți acel dicton biblic, nu îmi doresc moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Că până la urmă, pentru ce se face acest arest, această pușcărie, penitenciarul? Tocmai pentru a corecta. Din păcate, de multe ori el deformează. Dar poate din ei salvăm o parte și îi putem reintegra social. Întrebare, a spus că trebuie și-ar dori acordarea 2% din PIB pentru armată. Da. Când spuneți asta, vă doriți 2% din PIB pentru dezvoltarea armatei ca în sistemul autohton, de construcție autohtonă, sau pentru cumpărarea de echipamente secundare? S-au mai făcut treburile astea și românii au fost foarte încântați de cumpărarea de echipamente secundare. Eu vreau să vă spun un lucru. Eu pot să vorbesc din punct de vedere a omului politic, a parlamentarului, a respecta niște angajamente pe care le avem cu partenerii strategici. Nu sunt pe domeniul militar și nu cunosc strategia de dezvoltare pe sistemul militar, dar știu că acolo sunt niște angajamente. Inclusiv cumpărarea. Păi eu vă spun că dacă cumperi, de exemplu,
6 sau 7 corvete, chiar dacă sunt second hand, dar sunt retehnologizate și sunt updatate pentru dotarea armatei, pentru instruirea soldaților români, îi mai mult decât dacă putea să cumpere numai una singură, nouă. Pentru că a cumpăra una singură nouă înseamnă niște cheltuieli nebănuite. Ori a asigura retehnologizate, resoftate, updatate, chiar dacă ele sunt second, dar sunt la nivelul cerințelor actuale ale partenerilor strategici, înseamnă mult, pentru că tu nu o cumperi că mâine începe războiul. Tu o cumperi pentru că, în primul rând, să-ți instruiești armata ta, că oamenii noștri, v-am spus, lucrează pe camioane de 20 de metri lungime. De 12 ani și 8 fumul. Cum? De ce nu construim camioane mai bune? Păi că trebuie să fie bani. Camioanele astea nu scot fum pentru că sunt proaste. Ele scot fum pentru că sunt vechi. Ele deja, pe unele de ele, cred că am făcut și o armata. Deci noi vorbim că armata trebuie să se dezvolte și să se înzestreze de la etapă la etapă. Înțelegeți? Și nici bugetul nu permite să iei, de exemplu, acum un F-16 nou. Un F-16 nou s-ar putea să coste tot bugetul armatei. Deci lucrurile trebuie gândite foarte pragmatic, astfel încât să poți și înzestra, să asiguri și bază de instrucție, dar v-am spus, nu e un domeniu în care să am o aplicare și o cunoaștere în detaliu. Mulțumesc. Cu plăcere. A spus că ați avut o ședință de birou cu colegii de aici. Da. Noi săptămânal ne întâlnim și discutăm. Care este situația la nivelul filialei locale, județene? Cum sunt pregătirile pentru mai? Pentru că e o perioadă importantă. Chiar dacă nu înseamnă ceva local specific. Da, chiar dacă nu înseamnă ceva local, dar vom fi angrenați cu toții în această campanie. Noi am avut și discuții la birou executiv de luni. S-a propus ca până pe 15 februarie să avem lista pentru europarlamentare bătute în cuie primele 15 locuri. Să nu credeți că nu sunt discuții, nu sunt dezbateri, nu sunt tot felul de lucruri care se analizează și se discut. Țin de bucătăria noastră internă. Vor fi oameni care au demonstrat, și aici pot să vă spun un Sigrid Mureșan, care este și purtătorul de cuvânt a grupului parlamentar PPE din Parlamentul European. Putem să vorbim de Daniel Buda, care este inițiator a multor proiecte, în special pe domeniul agriculturii de la Cluj. Putem să vorbim de Marijan Marinescu, care are funcție în cadrul Parlamentului European. Putem să vorbim de Mircea Hava, un primar cu rezultate deosebite, cu atrageri de fonduri europene de la Alba. Sunt oameni, putem să vorbim de Cristi Bușoi, pe domeniul sănătății, de asemenea europarlamentar, care susține CERB și este responsabilul la nivel național a campaniei de susținere a construirii celor 3 spitale regionale. Deci căutăm să avem oameni, în primul rând, bine pregătiți profesional. Discutam cu un coleg de-a meu din Moldova, președinte de filială, lui voi da numele, și spuneam la un moment dat, se discuta cum va fi și regional, cum se va împărți. Și el spune, a spus așa, domnule, nu trebuie să mergem pe principiu că o fi prost, dar e prostul meu și trebuie să-l susțin. Eu am avut europarlamentar din județul meu și la ce mi-a ajutat? Că n-am reușit. În primul rând trebuie să avem o listă națională pentru că ei sunt europarlamentarii României. Ei nu sunt europarlamentarii unui oraș, a unui județ, a unei regiuni. Ei sunt a României. Așa cum la Parlament județul este un colegiu, așa cum la primărie orașul este un colegiu, așa la europarlamentare țara este un colegiu. Lista este națională. Și atunci mai firesc este să avem oameni pregătiți pe domenii de activitate. Și atunci când ai o problemă, când ai o discuție, când ai o dezbatere, când dorești o modificare a unei directive europene, să ai cu cine vorbi și, într-adevăr, un om competent te poate ajuta mult mai mult decât un om care se duc acolo doar pe reprezentativitate politică sau regională. Deci, discuțiile sunt în toi. Sperăm la 15 februarie să avem deja o primă schițare a primei părți a listei.
Și de asemenea vom avea și discuția sondajului de opinie pe care Partidul Național Liberal l-a comandat la nivel național, unul din cele mai mari și mai puternice sondaje, a costat și foarte, foarte mult, cu o casă de sondare recunoscută, pe 25.800 de subiecți, în care au fost analizate foarte multe lucruri care țin și de strategia partidului, care merge și la personalități politice, care merge și la a calibra anumite proiecte, anumite propuneri și promovări, atât la nivel național, dar și poză de moment a fiecărui județ. Încât eu cred că el va fi finalizat în această săptămână și eu cred că tot așa undeva în jumătatea lunii februarie vom avea date de acolo și ceea ce vom avea, vom stabili și vom avea voie să comunicăm din el, vă voi aduce la cunoștință și dumneavoastră. Sigur, da. Eu zic că dacă la parlamentare a fost un rezultat destul de slab, de 20,8%, noi ne-am dori acum undeva spre 25%, poate și mai mult, iar în județul Neamț, sigur că ne-am dori peste media națională, peste 30%. 25%, câți parlamentari, câți europarlamentari din care însemna? Păi, m-ar însemna cam 9. Deci, cu redistribuiri, 9-10 aici ar putea să joace. Și o întrebare pe subiect. Ce părere aveți despre viitorii competitori ai PNL la aceste alegeri? Și aici mă refer mai ales la partidele tinere care au intrat în România, care acum a raportat niște oameni de bază care au fost la PSD, plus care vrea să joace la europarlamentare, dar nu se știe dacă singur sau în alianță. Pro-România e o bucată din PSD. Nu-i nimic altceva, nu-i nimic nou sub soare. Sunt oameni care au fost acolo, sunt nemulțumiți, au frustrări, nu s-au înțeles cu Dragnea, au ținut trena până la un moment dat. La un moment dat n-au fost atenți și au călcat pe ea și au murdărit-o. Dragnea i-a pleznit și au sărit din decor și s-au regăsit într-o lojă la Pro-România. Îl avem în frunte pe Victor Ponta, care a fost prim-ministru al României, care trebuia să demonstreze când a fost prim-ministru. Trebuia să ajute atunci să dezvolte România și să-și arate capacitatea. Bine că dacă comparăm prost cu mai prost, prostul devine deșteptul mai prostului. Așa și în acest caz. Sigur că Victor Ponta este măcar cu o linie deasupra lui Dăncilă, care pe zi ce trece și cu fiecare ieșire își demonstrează și incapacitatea de a comunica și profesională și așa mai departe. Și asta o constatați cu toții și o vedeți cu toții și cred că bancurile cu Dăncilă au depășit bancurile cu Bună la ora actuală în România. Și aici, dacă între noi mai râdem, vreau să vă spun că la nivel european este destul de o mare rușine să avem un astfel prim-ministru, mai ales la conducerea Consiliului Uniunii Europene. Dar Pro-România, așa cum v-am spus, este o bucată din PSD, nu este nimic nou. Ei încearcă să creeze o trepidație în electorat, spunând că ei ar fi putut să facă mai mult. De fapt, Ponta ca prim-ministru n-a demonstrat nimic mai mult. Este aceeași mărie cu altă pălărie mai mică, care nu îi acoperă coafura, ci rămâne doar pe frunte, iar celelalte partide sigur că vor încerca. Multe sunt partide, așa cum e și ALDE, așa cum e și USR-ul, sunt partide de nișă, partide de mesaj. Singurile partide de structură sunt partidul PSD-ul și Partidul Național Liberal, care au în fiecare localitate organizație și care poate să ducă mesajul să-l dezbată până la firul ierbii. Cred că e foarte important acest lucru și totuși cred că forțele de pe dreapta ar trebui să-și dea mâna. Din păcate, nu vă ascund că există și aici foarte multe orgolii, dar eu cred că ar trebui lăsate orgolii deoparte și să-și dea mâna pentru a da jos această hidră care, cum spunea Caragiale, sunge din sângele românilor. Și cred că rotația la guvernare se impune mai mult ca oricând
Și cred că orice guvern de dreapta îi pune de departe va fi mult mai bun decât guvernul actual. Și atunci când vom ajunge la guvernare, să știți că nu voi fi foarte comod și voi spune multe lucruri în interiorul partidului. Așa cum am spus și atunci, dacă vă aduceți aminte, când eram primar, dacă încercați să vă aduceți aminte, când s-au făcut acele reduceri salariale, eu am spus că poate părea o măsură bună pentru România, pentru o scoate din criză, dar sigur va fi o măsură proastă pentru români și trebuia să se umble în altă parte. Și dacă vă aduceți aminte, eu am atras atenția asupra regiilor, a societăților, acolo unde nu s-au umblat la salarii. Acolo, din punctul meu de vedere, a fost o nedreptate. Sau dacă sufeream toți, trebuia să suferim toți. Cu un deadline luat și pe urmă rezolvată problema și încet, încet românii să-și recupereze acele pierderi. Deci, eu am spus-o atunci și eram la putere și am spus clar că nu mi se pare o măsură bună pentru români. Așa și acum, dacă vor fi oameni care nu-și vor demonstra din punct de vedere profesional, din punct de vedere al seriozității, a implicării, prezența pe o funcție de ministru, de secretar de stat, eu voi spune fără discuții și atunci. Ca să înțelegeți din capul locului, neavând neapărat pretenția să fiu eu ministru. Să știți, acești fluturi în cap poate au fost mai de mult, mai în perioada tinereții, nu. Eu vreau ca lucrurile să meargă bine și să fac parte dintr-un partid care să facă bine românii și românilor. Asta îmi doresc. Pot să mă remarc și în Parlament dacă va fi nevoie. Pot să fiu și la guvernare reprezentant al guvernului. Nu se pune problema. Nu voi ajunge niciodată să cerșesc, să mă rog să am o funcție de execuție guvernamentală. Nu. Dar dacă facem lucrurile, măcar să le facem bine. Pentru că s-a distrus prea mult și prea mult timp în România. Ce părere aveți despre numirea anunței cei oameni aburai la aceste mai mare peste starea țării? Dacă se pricepe la sare, e foarte bine. Deci dacă se pricepe... A fost una din apropiate de dumneavoastră în partid. Păi și eu ce am spus? Am spus ceva de rău? Am spus că dacă se pricepe și vin să confirm ce am spus mai devreme. Și un coleg de-a meu, dacă va fi nominalizat și nu va avea legătură cu subiectul, am spus, deci vedeți că mă confirm. Același lucru spun, dacă se pricepe la sare, foarte bine, trebuie puși oamenii acolo unde se pricep. Am înțeles că înainte era altcineva acolo, care a trebuit să plece din anumite motive, nu? Deci, dumneavoastră presa știți. În locul cuiva. În locul băiatului cel mare, da? Executatul lui Sărescu, dar acum înlocuiește, este președinte Consiliului de Administrație. Păi, este vorba de o sinecură, da? Apreciați? Nu pot eu să vă spun acest lucru. Nu v-am spus, dacă se pricepe la sare și dacă se pricepe la acel sistem, e foarte bine. Dacă nu, nu e bine. La fel cum am să spun și despre colegii ai mei când vor fi puși, am să spun, dacă se pricepe acolo e bine, dacă nu se pricepe nu e bine. Noi am mai avut în țara asta inginer electronist pus ministrul de sănătate și medic ginecolog pus la turism. Am mai avut și nici măcar nu a putut să asiste la nașterea turismului. Deci noi am avut tot felul de experiențe. Cred că bașca că am avut și oameni care chiar erau pe același domeniu de activitate și l-au făcut praf, vezi învățământul. Deci eu cred că România s-a săturat de astfel de experiențe. Dar dacă un om e bun, trebuie pus acolo unde se pricepe. Timpul va demonstra dacă e bine sau nu. Vedeți că nu arunc cu bâta aiurea. Dom'le, să știți că sunt oameni și la putere pe care eu îi respect și cu care am ce discuta. Și care susțin din punctele noastre de vedere. Nu pot să-l dau, pentru că nu pot să fac campanie adversarilor mei politici. Dar v-am dat un exemplu că un partid, și îl intuiți foarte bine, aflat în arcul guvernamental, a fost de acord cu PNL-ul și a spus că dacă Autostrada Unirii nu va primi finanțare prin bugetul de stat, nu va vota bugetul. Ceea ce, din câte știu și am aflat, pe surse credibile, această autostradă va primi finanțare în acest an. Și iată un rezultat frumos a Partidului Național Liberal, care știu să joace politic, a știut să joace parlamentar și a avut un succes în plan legislativ și eu sper să-l aibă și în plan executiv acum. Cu toate că nu se află la guvernare. Ați avut una bună cu TRV-ul, pentru că în zona română a început să dezvolte economic. Ce apreciere trebuie să faceți în sensul ăsta? Obiective se deschid?
Eu vreau să vă spun că toate aceste obiective care se deschid au fost în discuții cu mine cu ani în urmă, pentru că să știți că niciun obiectiv care se deschide astăzi, decizia nu s-a luat ieri. Asta vreau să vă spun. Deciziile se iau în ani de zile. În ani de zile. Poate de la a începe prima discuție aș manifesta intenția până la momentul în care se finalizează obiectivul, pot dura și 4-5 ani. De ce vă spun că cu TRV-ul au durat numai tatonările, evaluările, prezentările de rezultate 2 ani până când au început lucrările și apoi încă 2 ani până s-au finalizat, 4 ani. Iar ulterior, când s-a construit și a doua unitate de producție, deja vorbim de aproape 6 ani. Deci lucrurile nu se fac de azi pe mâine. La fel, discuțiile au început cu foarte mult timp înainte și cu centrul logistic Lidl, cu Somaco, cu centrul logistic Profi care s-a făcut în Roman. Romanul a devenit un centru, așa cum vă spuneam atunci când eram primar. Am speculat foarte mult zona geostrategică, am știut să o prezentăm, am știut să ne vindem bine, în sensul în care să devenim atractivi. Și iată, și o să spună cineva, bun, dar v-a ajutat foarte mult că sunteți la E85 și Bacău se află la E85. Știți ce îmi spun colegii mei din Bacău? Bă, nu știu cu ce aghiază mai dat acolo în Roman, dar Roman a luat-o înaintea Bacăului. Și salariile sunt. Vreți să vă spun un lucru? Hai că nu l-aș tu să vi-l spun și îl puteți verifica. Știți că Romanul ca oraș este al doilea oraș ca putere de cumpărare în Moldova după Iași? Vă rog să verificați acest lucru. Deci Romanul este a doua putere de cumpărare din Moldova după Iași. Ceea ce nu spune decât foarte mult pentru Roman. De asemenea, Romanul are peste 50% din PIB-ul județului Neamț. Ceea ce spune foarte mult pentru Roman. A, că sunt foarte multe lucruri de făcut și trebuie făcute, da. Acum, să vă spun cinstit, eu i-am învățat pe romași cam pretențioși. Am ținut ritmul, am ținut targetul, am ținut hățurile pe cal, am ținut pintenii înfipți și oamenii s-au învățat lucrurile să răstogolească, să se meargă. Azi un obiectiv, mâine altul, o investiție. Lucrurile au mers într-o sarabandă destul de accelerată. Dar vă spun că pentru asta n-am avut nici zi, nici noapte, nici familie. Eu n-am știut copiii mei când merg la școală, soția mea, am avut noroc că m-a înțeles și... Soția mea a fost și este femeia vieții mele, cea care m-a înțeles și care mi-a fost alături tot timpul. Pentru că dacă nu mă înțelegea, nu puteam să fac performanța asta. Dar nu puține femei sunt dispuse la asemenea sacrificii, să știți. Iar sunt și perioade de recul economic. Lucrurile nu se întâmplă când vrei, cum vrei. Dar eu pot să vă spun că anul 2019 va fi un an bun pentru Roman. Și veți vedea din primăvară că lucrurile au fost gândite, pregătite împreună cu primarul actual al municipiului Roman, astfel încât să avem o dezvoltare bună pentru municipiul Roman în 2019. Nu totdeauna lucrurile merg așa cum ne dorim. Sau poate lucrurile nu merg pentru că ne mai zgârcim la unele lucruri, mai ținem de bani ca să nu cheltuim, mai renunțăm la activități, mai renunțăm la unele lucruri. Așa se întâmplă în perioada de recesiune, în perioada de criză și mai ales când nici nu ieși la putere. Atunci lucrurile se mișcă mai greu. Important că nu a stagnat, că nu a mai făcut acei salți. Da, acele salturi, într-adevăr, dar eu vă spun că va începe din nou să sară începând cu acest an. Și de asemenea vor mai fi investitori care vor veni în jurul Romanului și care sigur că va polariza și până la urmă Romanul, așa cum vă spun, dacă vă aduceți aminte, v-am spus, va deveni un centru urban care va radia dezvoltare în această zonă. Dincolo de faptul că este capitala zonei Roman Metropolitan, chiar anul trecut am avut aici o susținere a unui proiect legislativ și am modificat legea prin care zonele metropolitane se puteau face numai pentru orașele mai mari de 50.000 de locuitori, știți? Nu orașe, zona de 50.000 de locuitori. Ei, aici putem intra și noi acum și transforma ce am ființat eu atunci, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, în zona metropolitană. Se poate face, știi, trebuie preocuparea autorităților publice locale și se poate face acest lucru și această zonă metropolitană ca entitate devine eligibilă pe atragere de fonduri europene. Și sigur că lucrurile pot continua. Trebuie preocupare, trebuie atenție, trebuie implicare și lucrurile cred că vor merge într-un sens bun. Vom fi mereu alături și vom sprijini aceste lucruri. Da, vreau să mă mai întreb. A fost unul din susținătorii trecerii romanului la capital. Ce se mai iau de cap?
acum. Ați văzut că pe bucată de vreme din Roma sunt și 4-5 avarii pe săptămână. Am înțeles că sunt conducte care au pe ele cele din fond, care au pe ele sigla regală, mi spunea domnul Angheluță. Adică din timpul regalității. Deci au o parcursă durata de viață. Eu am făcut o dezbatere, eu am făcut o documentare, eu am pus pe masa executivului local o propunere, urmează ei să analizeze, să decidă. Eu mă ocup acum de proiecte regionale, naționale, de activitate parlamentară și sprijin cât pot activitatea locală. Rămâne ca cei de aici, lucrurile nu sunt foarte simpli, mai sunt niște bani pe care noi romanul trebuie să-i dăm pe cofinanțare la APASERV, mai sunt niște bunuri care le avem împreună, trebuie analizat cu avocații și trebuie găsită o soluție până la urmă. Eu am spus că este foarte important întotdeauna să mergi la luptă, să mergi în dezvoltare cu cel puternic, cu cel care poate și vrea. Că unde se adună două nevoi, mereu se va zice, vai de noi. Unde se adună unul mai slab, unul mai puternic, ăla mai puternic îl va trage în sus și pe ăla mai slab. Dar rămâne să se analizeze și să ia decizia. Ați putut spune că are cel mai bine relații cu primarul român. Dar e foarte bine să le aibă, că deocamdată colaborăm. Și e bine să le aibă. Eu cu domnul Angheluț am avut foarte bune relații când a fost prefect. Vreau să vă spun că eu cred că după domnul Archip a fost al doilea prefect ca și calitate din județul Neamț. Ca să vedeți că vorbesc și despre un om din partea opusă politicii. Deci, eu consider că pe primul loc din perioada post-decembristă cel mai bun prefect a fost domnul Mihai Archip. Iar următorul, uite, îl consider eu, în opinia mea, ca deschidere, ca implicare, ca atitudine, pe domnul Angheluță. Și eu am avut o relație foarte bună. Da, slujba-i slujbă, drujba-i drujbă. Una-i simpatia personală, alta-i activitatea politică, administrativă, instituțională. Și la președinția Consiliului Județean, care colegi? Cel mai bun președinte Consiliului Județean? Au fost mai buni, mai mulți. Pentru Roman, cei mai buni au fost Pruteanu și Tărâță. Adică au ajutat orașul și niciodată nu ți-au dat senzația că trebuie să te rogi în genunchi, să te umilești sau să le faci anumite favoruri ca să sprijine orașul. Prezentai lucrurile și discutam bărbătește. Asta se poate, asta nu se poate, asta se poate acum, asta se poate mai încolo. Au fost discuții constructive și, am dat cu ocazia asta exemple și unul din partea mea politică și unul din partea opusă politică. Deci vedeți că încerc să fiu cât de cât drept și corect. Mai fost. Păi nu putem vorbi și să analizăm decât lucruri care au trecut, nu putem să analizăm viitorul. Vă mulțumesc frumos! Vă urez o zi bună! Trăiască Moldova, trăiască România unită, că mâine sărbătorim Mica Unire și să avem cu toții o sărbătoare frumoasă, cu suflete calde, chiar dacă afară e frig, și să ne bucurăm de ceea ce au făcut înaintașii noștri și să încercăm să fim măcar cât de cât pe măsura demnității și a faptelor lor. Vă urez o zi bună, la mulți ani tuturor, Dumnezeu să binecuvinteze romanul și pe Romașcani.